Se consumă un eveniment cultural sub o egidă încăpătoare, sărbătorile memoriei. Când spunem memorie, spunem istorie. Când spunem istorie, în Bucovina numai decât spunem cultură. Astăzi se înfrățesc trei entități semețe. Bucovina, memoria și cultura, în special poezia. Avem un reprezentant de marcă din generația tânără, pe Alexandru Ovidiu Vintilă. El este un contrapunct între poezia aproape clasicizată și poezia aproape postmodern. O voce singulară, apreciată în cultura noastră contemporană, cu o scriitură deosebită și cu un ton care se decupează din marea orchestră a liricilor noștri contemporani. Firește, spre această identitate merge și cultura lui întinsă de sociolog, de om al bibliotecii și de cârmuitor al Societății Scriitorilor Bucovineni și a revistei Bucovina Literară. Alături de aceste câteva cuvinte, care vor fi întregite de lectura laureatului, eu am obligația de a spune că sărbătoarea de astăzi, care se circumscrie în sărbătoarea mare a Bucovinei, nu putem trece peste cel care patronează acest moment. Și aici îl amintesc pe cărturarul Ion Drăgușanu. Dacă el nu ar fi avut inițiativa sărbătorilor memoriei, dacă el nu ar fi avut inițiativa Zilei Scrisului Bucovinean și alte inițiative care chiar pun într-o lumină excepțională Bucovina și cultura ei din toate timpurile, atunci n-am fi fost prezenți aici. Vă doresc cerneală bună și hârtie de scris multă, pentru că astăzi se spune, se scrie mult, dar se citește puțin. Un poet, un literat, un artist este în linia întâi ca și medicii, pentru că un scriitor este un salvator al cuvintelor, al spiritului nostru profund, prin care se reflectă propria noastră ființă. Doresc spor bun scrisului din Bucovina și scrisului în limba română. Vă mulțumesc, domnule Constantin Hraihor. E dificil de vorbit după ce scriitorul Constantin Hraihor vorbește, pentru că în puține cuvinte, cum a făcut-o de această dată, a spus foarte multe lucruri. Eu aș sublinia cele pe care le-a spus dumnealui, prin ceea ce a spus la un moment dat Ion Mureșan, poetul Ion Mureșan de la Cluj, care spunea că poeții nu sunt niciodată puțini și sunt precum anticorpii pentru o societate. Așadar, vreau să îmi exprim gratitudinea față de cei care astăzi, iată, m-au numit senior al scrisului bucovinean,
mă onorează cu adevărat. Consiliul Județean Suceava, Centrul Cultural Bucovina, domnul Ion Drăgușanu, domnul Constantin Hrehor și doamna Teișanu. Vă mulțumesc tuturor și pentru că în astfel de momente știu discursul trebuie să fie limitat, pentru că mereu suntem lipsiți de timp. Aș vrea, dacă îmi permiteți, să citesc două poeme inedite, care vor face parte dintr-un viitor volum de poezie care probabil îmi va apărea la anul. Primul poem pe care îl voi citi a fost scris chiar în momentul pandemiei. În momentul în care pandemia era la debutul ei și cu toții stăteam în case. Chipul ăsta care e Dumnezeu într-un fel ne privește printr-o fereastră mică. Pe dedesubt de cerul lipit de zid curge o ploaie diluviană. Exact când taci, ți se aude vocea uluitor de neschimbat, te pui între paranteze, intacte și nesfârșite rămân întrebările de după. Primele semne nu mai au nicio semnificație. Ți se întâmplă să privești apusul calb ca o monedă în lumina chihlimbarie și netedă. În inima omului, zilele omului, sângele omului, tristețea omului, bucuria numai bună de pus pe rană, chipul ăsta care e Dumnezeu într-un fel. Și al doilea poem pe care l-am pregătit pentru a fi citit se intitulează Omul decupat din om. Ne-am aliniat să intrăm în case și să nu mai ieșim. Un timp al neapartenenței noastre la nimic, o permanență altcumva, într-o explozie de regrete cu totul și cu totul și tot mai rău, cu ochi de om nebun. În ferestre vom privi florile de cireș, cum se coc și devin sâmburii fructelor roșii. În rama celuilalt geam se reflectă același arbore și chipurile noastre descompuse de o lumină curbată. Oamenii timpului meu spun lucruri bune despre Tullius Cicero, Epictet și Marc Aureliu. Doar frumusețea e insuportabilă și stranie. Poate de asta în locul meu stă cineva, identic și singur, îmbrăcat în hainele mele de acum. Vă mulțumesc foarte mult!